personal am toată determinarea și m-am plecat cu toată atenția asupra acestui subiect legat de achiziția de ambulanță. Așa cum știți, a fost pornită o procedură la începutul acestui an. Această procedură a fost pornită pe baza unui acord anterior încheiat între Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne, IGSU respectiv, și această procedură a fost contestată și a fost scoasă de pe SEAB de către IGSU la solicitarea Agenției Naționale de Achiziții Publice, considerându-se că sunt niște inadvertențe între contract și caietul de sarcini. Aceste inadvertențe au fost cele care au dus la stoparea procedurii de licitație. Urmarea acestui fapt și datorită discuțiilor foarte multe în jurul acestui subiect, știți foarte mult, bine că sunt foarte mulți bani acolo, eu am solicitat o analiză a caietului de sarcini de către o comisie a Ministerului Sănătății. Comisia Ministerului Sănătății mi-a pus la dispoziție această analiză pe caietul de sarcini cu propunerile de modificare a caietului de sarcini, în așa fel încât procedura să se desfășoare în condițiile legii și să nu mai avem contestații, pentru că degeaba declarăm o procedură care pe urmă este anulată sau este contestată și ne judecăm an de zile. Noi vrem să aducem ambulanțe pentru oameni cât mai repede și vrem să toată această procedură să se desfășoare legal. Tot în acest timp am primit un punct de vedere de la ANAP, care mi-a spus că acest protocol încheiat între Ministerul Sănătății și Inspectoratul General de Situații de Urgență prin respectiv Ministerul de Interne este lovit practic de nulitate, pentru că este încheiat în baza unei legi care nu mai există. Legea achizițiilor publice s-a schimbat în 2016, motiv pentru care am făcut un nou protocol. Am avut o discuție cu doamna ministru de interne săptămâna trecută, pentru că domnul secretar de stat este plecat în străinătate, se va întoarce doar săptămâna viitoare, și am înaintat acest protocol la Ministerul de Interne. Eu sunt gata să-l semnez, dacă și Ministerul de Interne este de acord să-l semneze, eu sunt absolut deschis. Însă, ceea ce vreau să precizez este că dacă domnul secretar de stat Arafat vine cu o altă propunere legală, subliniez, legală, care să scurteze această procedură, eu sunt deschis și putem să o rezolvăm prin dialog. Eu cred că acest conflict este oarecum artificial și motivele invocate sunt artificiale. Care ar fi soluția de ieșit din această criză? Soluția de ieșit din această criză este că eu mâine mă voi întâlni din nou cu doamna ministru de interne. Am și avut o discuție astăzi telefonică cu domnia sa. Din câte am înțeles, domnul prim-ministru se va implica și dânsul în această discuție și vom lua o decizie în așa fel încât pacienții să nu aibă de suferit. Nu vreau să spunem pe postul de televiziune că mor pacienții, să spunem că nu sunt ambulanțe, numai la Timișoara, din câte știu eu, s-au cumpărat 4 ambulanțe de către Consiliul Județean, 2 au fost date la IGSU și 2 la serviciul de ambulanță.